capitole. Nora fostului fotbalist Florentin Petre face mărturisiri despre momentul în care a primit un diagnostic crunt din partea medicilor. A dus o luptă greu de descris în cuvinte. Vă avertizăm că urmează un material cu un puternic impact emoțional. La doar 9 ani, în 2009, Adina a fost diagnosticată cu leucemie limfoblastică acută și a fost nevoită să renunțe la școală și la cursurile de pian și dans pentru a face tratament. Trebuie să știe cei de acasă că tu, Adina, te-ai luptat cu o boală cruntă și ai ieșit învingătoare din asta. Spune-mi puțin despre ce a fost vorba exact și cum ai primit diagnosticul de la medici. La vârsta de 9 ani am fost diagnosticată cu leucemie limfoblastică acută. Totul a pornit de la o bănuială a părinților mei că aș putea fi anemică și atât, pentru că începusem să nu mă simt bine. Eram în vacanța de vară în Turcia cu ei și pe zi ce treceam mă simțeam din ce în ce mai rău, începusem să mă învinețesc pe corp, nu mai puteam să mănânc. Făcând sport de performanță la momentul respectiv, eram obișnuită cu o activitate destul de intensă. Dar pentru mine deja să urc 2-3 trepte ale scărilor devenise foarte obositor. Și atunci au hotărât să-mi facă un set de analize acolo, în urma cărora, după ce a venit rezultatul, m-au internat de urgență la spitalul din Antalya. Nu, tu spui că aveai 9 ani atunci. Când ai primit acest diagnostic din partea medicilor, tu conștientizai ce ți se întâmplă de fapt? La început nu am conștientizat, fiind acolo, nici nu vorbeam la vârsta aceea foarte bine limba engleză. Mi-aduc aminte doar că m-au izolat într-o cameră unde au început să-mi facă transfuzii de sânge, deja începusem să mă simt din ce în ce mai rău. Și nu aveam voie să zbor înapoi în România, nu aveam voie să fac drumul cu avionul din prisma analizelor foarte scăzute pe care le aveam. Și a trebuit cumva să mă pună pe picioare în câteva zile ca să pot să revin în țară, să vedem ce este de făcut. Bine, între timp părinții mei deja vorbiseră cu o grămadă de medici, știau deja unde urmează să mergem, ce urmează să se întâmple, lucruri pe care eu nu le știam și pentru că făceau tot posibilul să mă protejeze de ele. A revenit în țară, unde 2 luni a dus o luptă cruntă. Cum a fost pentru tine toată acea perioadă în care ai stat în spital? A fost o perioadă grea, dar pe care părinții și în mod special fratele meu au făcut tot posibilul să o facă cât de ușoară se putea. Dar a fost o perioadă grea, în primul rând, pentru că în primele 3 luni de tratament, prima cură de chimioterapie pe care am făcut-o, îmi aduc aminte că, bine, pe lângă faptul că a fost un șoc să trebuiască să mă tund de tot, adică să-mi pierd părul, ceea ce m-a afectat, de fapt, cel mai mult în perioada respectivă. În toată această experiență traumatizantă pentru un copil, care a fost cel mai dureros moment pentru tine? Mi-aduc aminte că eram într-o seară în pat, tot așa, în primele luni de tratament. Deja nu mai puteam să mă mișc, nu mai puteam efectiv să-mi ridic capul de pe pernă. Atât de slăbită eram. Și mi-aduc aminte pe mama, care stătea pe laptop, la o masă, în dreptul patului meu, și tot căuta diferite variante de tratamente naturiste pe care să mi le dea alternativ cu tratamentul de chimioterapie. Tot felul de informații despre boală și mi-am ridicat așa încet capul și am întrebat-o. Mama, eu când o să mor? Mamă, cred că a fost cumplit pentru o mamă să audă copilul ei întrebând asta. Și mama ta ce ți-a răspuns? Mama, mi-aduc aminte că s-a ridicat, a venit, m-a luat în brațe. Și mi-a zis că, indiferent de cât de greu va fi drumul ăsta, o să aibă grijă să nu se întâmple nimic de genul acesta. Și-a avut grijă. Pentru că a ieșit învingătoare. Și-a avut grijă, da. Pentru că datorită ei, datorită tatălui meu, datorită fratelui meu, sunt astăzi aici și, mai important, sunt alături de bărbatul pe care îl iubesc și sunt și mamă.